Ei, ce? Asta seamănă mai mult cu... Nu știu cu ce seamănă, dar seamănă cu ceva. Dar cum mă urc pe ea, oare? Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Shadow of the Colossus. Dacă mai țineți minte, de data trecută am învins primul colos. Nu știu exact numele, cred că i-am lăsat numele în descriere a episodului anterior sau ceva. Ideea e că aici s-a spart și la un moment dat și așa mai departe. Îmi zice că următorul colos este într-o peșteră de lângă mare. Asta ne-a zis Dormin data trecută, că e într-o peșteră de lângă mare. După ce cred eu ar trebui să-mi scot sabia. Și vedem unde converg punctele. Mai sus, mai jos. Ai, arde pământul de la... ok, deci în direcția aproximativă aceea. Bun. Îl chem pe Agro și ne ducem. Vine și el până la urmă, de undeva, de unde e. Îl pot chema. Cred că pe aici am mers eu. N-are sens să urc toată aia, mai bine o colesc asta. Mai bine o colesc chestia aia, asta pe din afară, că noi am mers... Noi am mers data trecută drept înainte. Calmează-te. Ok, de zice că dacă întâlnesc un altar din asta, mi se vindecă lucrurile. Mi se vindecă rănile. Continuăm unde zicea cu sabia. Să vedem unde ne zice, să mergem încolo. Merg așa că bănuiesc că trebuie să trec de pod, dacă tu... Și... Să vedem... Aici, din câte îmi amintesc eu, era un pod. Da, exact ce, exact cum a descris-o. O peșteră de lângă mare. Deci... Aici ar trebui să fie. Unde să cobor acolo cu prima ocazie. Dar... n-aș vrea să cad de pe pod, deci... Da. Cred că las pe Agro, că... Așa pot să-mi controlez mobilitatea mai ușor. Agro e pentru... mers încolo încoace. Și aici ar lăsăm. V-am zis eu că aici ar trebui să fie. Cred. Ok, ce bestie ne mai rezervă povestea. Vreau să știu ce a făcut sunetul ăla. De fapt, vreau să știu, că mă ajută să... avansez în jurul de totuși.
A, vine și el cu noi până la urmă. Deși nu o să-l prea folosesc. Poate se referea la peștera aia. Ok. Am înțeles. Mi s-a adăugat o chestie la aia de stamina de energie, nu știu de ce. Ok. Cred că aici zicea. Nu, acolo, acolo, în fața noastră, în fața noastră zicea. Nici aici nu văd nimic periculos care ar putea să mă atace. Îmi retrag cuvintele. Ok, ce? Asta seamănă mai mult cu... Nu știu cu ce seamănă, dar seamănă cu ceva. Dar cum mă urc pe ea oare? Să lovesc un om. Trebuie să-mi schimb pe arc. A, are ceva pe picior. Dacă lovesc chestia aia. Mișcă-ți picior. A, nu lovesc la timp. Ai, ne-am tras. N-am tras când trebuia. Când îi se mișcă piciorul ăla, trebuie să fiu mai aproape, deci așa nu îl liberesc. Ah. Așa. Așa. Acum mai are numai 3 picioare, pentru că era lovit pe ăla. Mișcă-ți piciorul. Ah, stai. Trebuie să mă urc pe el, da. Prea târziu. Da, nu m-am urcat la tine. Hai, mă lovește! Ah, era să mă lovească acolo. Ceea ce nu e ok. Aștept să-i se miște piciorul ăsta ca să... Continuând. Am luat la timp. Nu, trebuie să fiu neapărat neapărat, altfel nu. L-am lovit! Au! Și acum cum mă urc pe el? Că nu văd nicăieri iarbă sau ceva de care... A, uite aici! Blană de colos. M-am urcat deja pe tine, nu mă mai... Poți acum... Da, afară. Sunt ca un purice comparat cu asta. Repede, energie, încarcă-te. Ok. Asta vreme când nu se scutură. E perfect. Așa. Ok. Nu trebuia să zic că se scutură, că acum fix asta face. Nu te mai scutura. Să pot și eu să trec pe capul tău, unde bănuiesc că ai locul ăla. Unde ești vulnerabil. Ba, e pe capul tău.
Da, schimb pe sabie. Da, uite, dacă mai se vede. Ok, încearcă să se scuture, dar nu o să iasă. Pentru că eu mă țin bine. Și acum, lovește-l. Move gamer. S-a scuturat fix când vreau să-l lovesc. Energie, încarcă-te. Nu, 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 nu cad. Oprește-te! L-am lovit? Mai de o dată cât încă am viață. Încet, încet îi se consumă viață că sângerează, dar nu destul de rapid încât să... Ai, prinde-te, 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 prinde-te să nu te arunce. Gata, nu se mai mișcă, atâta cât să-l... Ok, l-am mai lovit odată. Dacă nu te-ai mai scutura, ar fi perfect. Ok, l-am lovit un pic. Stop, măi! Încarcă-te viața, viața, viața. Așa, l-am oprit din scuturat. Mai degrabă l-am făcut să se scuture mai tare. Dai, 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 dai în el, dai în el. Așa, i-am mai scos din viață. Oprește-te! A, mâna! Prinde-te de el. Era să... Mor acolo? Na, 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 na. Dăm drumul. Scuturăciune. Asta se scutură mai mult decât celălalt. Am mai scos din asta. Și s-a închis ăla. Ok, mă aruncă, mă aruncă. E, că nu, i s-a mutat locul sensibil. Cel mai probabil. Că cel mai probabil tot pe spate e, dar... Zic și eu. Așa. Bine, asta are și mai multe picioare pe care să se scuture, dar... Asta e partea a doua. Da, cred că trebuie să-l activez din nou, trebuie să cobor și să... da. Nu, 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 dacă mă arunci, o să mă... Așa că încerc o coborâre controlată. Nu, nu mă lovești. V-am zis eu că n-o să-mi fie de... Arma, schimb-o. Arc. Ce fugi? Știi că până la urmă tot te omor eu. Să sperăm. Ai, n-am anticipat mișcarea pe ciocul. Bine că am săgeți infinite. Nu pot săgeta cât vreau eu. Din apă tragem. Ce doamne. Dă-i de-al! Au. Ridică-ți piciorul. Au, 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 au. Trebuie
trebuie să merg în spatele lui. Ca să nu se întoarcă. Drept în spatele lui. Au, nu l-am lovit unde trebuie. Ba. Acum știu unde trebuie să merg. L-am și lovit acolo și am reactivat locul sensibil. Hai. Sus. Deci poate are mai mult de un singur punct. Nu știam asta. Mai are un și în coadă, ce tare. Nu știam asta. Danu. Ok. Ok, l-am lovit în coadă. Hai, încă o dată, cât încă nu mai apucat să se scuture. Și... dă-i! L-am terminat și pe asta. N-a fost ușor. Dar mă bucur să văd că... ia la pământ și el. De ce? De ce trebuie să mă lovească așa de fiecare dată? Ok. Măcar e a doua oară. Să vedem. Din câte știu eu, coloșii devin progresiv mai grei. Și dacă de la ăsta mi-au transpirat mâinile, nu vreau să știu ce se întâmplă mai încolo. Ok. Acum sunt doi. Probabil e unul pentru fiecare pe care l-am învins. Vedem când îl învinge pe al treilea. S-a spart și ăsta. Iată, asta se ridică mai repede. Să vedem ce are de zis dormit despre asta. Ok. Asta e un pic, zice că e gigant, dar ce? Ceilalți n-au fost giganți. Asta cât de gigant e? Ok, cred că este destul și pentru episodul acesta. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați poate chiar și subscribe. Eu vă zic la revedere!